într-un centru. Tradițional, așa este, urcarea pe munte se face pe 15 august de Sfânta Marie. Putem vorbi de un munte interior, putem vorbi de un centru interior, putem vorbi de aspirația de a ne întâlni cu obârșia noastră, cu locul de unde noi am izvorit, cu sinele nostru. Și să ne bucurăm de această extensie în spațiu și puțin în timp, aici, timp de câteva zile, în această inimă, în acest altar sfânt al munților cei vechi ai dacilor. Pe 15 am început retragerea tabărului. Da, pe 15 am început această tabără de retragere de meditație pentru revelarea sinelui. Am terminat pe 22, apoi pe 24 am ajuns și vom continua să mai rămânem câteva zile. Este firească această continuitate a intenției de regăsire a frumosului, a armoniei, a spațiilor vaste, spre care din totdeauna inima noastră a aspirat, sau spre care întotdeauna inima noastră a aspirat. Și nu pot decât să sper că ceea ce vom face mai departe, felul în care vom desfășura activitățile aici, ne vor apropia și mai mult de inima noastră, de ființa noastră reală, de acest nucleu de forță care există în fiecare dintre noi și care totodată să ne poată permite, de ce nu, realinierea, cel puțin prin intuiție, față de anumite canale subtile, energetice, informaționale, puternice, care se manifestă în aceste, pe aceste plaibi. Dacă ar fi să vă sugerez o anumită atitudine prin care, sigur, am putea trăi, pe de o parte, starea de cosmizare noastră în acest spațiu mitic și, pe de altă parte, luarea acestui spațiu în stăpânirea inimii, această atitudine n-ar fi decât centrarea într-un spațiu interior care să deschidă inima spre a cuprinde spațiile vaste, orizontul, cerul și lumina care vin din afară. Poate 3-4 zile nu sunt mult, dar sigur că adeseori nu aduce anul cât aduce clipa. Așa încât această stare de transfigurare, această atitudine pe care am putut-o avea de sacralitate, pășind în acest spațiu mitic, magic, fiecare pas al nostru fiind un sui generis pas pe care îl vedem ca având o direcție interioară de reconectarea noastră, de readucere acasă, de completitudine și de unitate a ființei noastre, sigur că poate genera acea trăire continuă într-un fel de platou al armoniei interioare, al frumuseții, al bucuriei de a fi, de a exista. Și aceasta, sigur că depinde de această stare de deschidere a inimii, a sufletelor, de această participare a noastră în grup, de această unitate a noastră, de această
disponibilitatea noastră de a lua toată lumea în inimă și de a oferi inima noastră lumii. Nu poate exista niciodată o diviziune. În realitate noi nu am fost și nu suntem și nu vom fi niciodată separați de originea noastră celestă, de originea noastră divină. Dar trebuie să recunoaștem că muntele, nesfârșitul cerului, urcarea către înălțim, parcă ne apropie mai mult, în plan fizic, spre a intui această infinitudine a frumuseții, a splendorii, a Universului lui Dumnezeu. Și atunci noi trăim, la rândul nostru, această frumusețe. Metafora urcării pe munte, metafora cărării spirituale sau ascensionării universante a unui munte, este o metaforă foarte puternică. Ea transcende, transgresează, să spunem, condiția spațio-temporală. Noi cu toții urcăm un munte. Este muntele către centrul propriei ființe. Nu aș vrea, de asemenea, chiar dacă suntem la munte, să uităm mare. Marea, de asemenea, ne cheamă către infinitatea ei, pentru că și acolo regăsim aceeași metaforă a unității, a refacerii unității. Și dacă acceptăm metafora valului, a cărei esență este aceeași cu a oceanului, dacă acceptăm metafora urcării, ascensionării noastre către infinit, pe scara adreseori pietroasă a unui munte, aceste metafore exprimă, așa cum spuneam, procesul regăsirii centrului, a axei, a lui Dumnezeu în propria noastră ființă.